asta e cașier. Cristi Fortescu. Bine ați venit! Bine seara! Vă rog să luați loc. Acesta este colțul unde obișnuim să depănăm povești de dragoste. Așa, lasă pe Laura aici, între noi. Microfonul acesta e pentru tine. Am, la valieră, e bine, cu atât mai bine. Bine, pentru ce microfonul e la valieră. V-am pregătit și o surpriză muzicală pe aici. Sigur că da, o așteptăm, dar până atunci aș vrea să aflu povestea voastră de dragoste. Ok, de unde să începem? Unde v-ați cunoscut? Nu mai știm, unde v-ați cunoscut? Ce să povestim, ce am mai spus, ce n-am mai spus. Din februarie, nu? Din februarie? Februarie, cred că e cel mai bine. Spune tu! Da, urma să ne vedem într-o sală. Nu se știa componența trupei. Laura nu știa componența trupei. Februarie, martie de așa. Februarie cu siguranță. El știe mai bine datele. Așa și ne-am strâns la repetiție, ne-am întâlnit ca și colegi. Au urmat câteva luni în care ne-am cunoscut pentru că repetam într-o sală unde tot ce făceam noi era ferit de privirile celorlalți. Bineînțeles că se legau acolo tot felul de discuții, tot felul de... se întâmplau mici lucruri care ne puneau în situații diverse. Pe mine și pe Cristi ne-au apropiat foarte mult anumite situații. De exemplu, am rămas fără sala de repetiție și a trebuit să căutăm o altă sală de repetiție. Și atunci am apelat la ajutorul lui, am spus, trebuie să mergi cu mine, să vedem sala, să-mi spui dacă e bună, dacă e ok, dacă putem să repetăm în ea. Și a fost foarte drăguț și am mers cu mine. Și eu, cu o fată atât de frumoasă, îți mai pui problema, da, că a fost omul drăguț. Cred și eu. În general este omul. Ideea e că am auzit că erai foarte dură la început, un profesionist desăvârșit așa cum te știm, în niciun caz nu îi dădeai de înțeles că te-ar interesa într-un alt fel, da? Era un truc? Trebuie să spun că de fiecare dată când îl vedeam, îl studiam cu foarte mare atenție, vedeam că are prea multe calități și încercam să-i găsesc slăbiciunile. Nu a fost un truc. Eram foarte atent și le lăsam acasă. Slăbiciunile nu erau la el. Da. Așa? Le dădea altora, probabil. Și dragostea voastră nu a fost una care s-a aprins ca o flacără de moment, ci s-a sedimentat pas cu pas, în timp. Da? Sentimentele au crescut în timp. Într-adevăr, faptul că l-am admirat de la început m-a făcut să îl verific în tot felul de ipostaze, în tot felul de încercări, sigur că da. Dar totul era foarte natural. Eu nu-mi doream neapărat să îl supun la astfel de teste. Vedeam însă că au ecou, vedeam că se simte chinuit. Și în momentul ăla... În fine, mă îmblânzeam și îl priveam cu alți ochi. Stăteam de vorbă foarte mult despre concertele noastre, despre pregătirea unui show. Țin minte că odată mi-a reproșat că el nu o să fie un bun showman pentru că nu are calități de actor. Și pe tema asta, timp de o săptămână, am căutat tot felul de argumente pentru ca, revăzându-l, să reiau discuția din punctul ăla și să îl convinc că pentru orice artist nu este important să aibă studii de actorie, important este să facă o față bună, să atragă privirile spectatorilor și interesul, prin ceva, și interesul, da, pentru că nu e simplu, nu trebuie să cânți sau, mă rog, nu e suficient să cânți, să fii un bun performer dacă nu stabilești o cale de comunicare cu publicul. Am vorbit foarte mult. Eu aș vrea să mergem direct la momentul în care el ți-a făcut o cerere în căsătorie, să spun așa, altfel. Da? Asta s-a întâmplat în timpul filmărilor. Da, în timpul filmărilor. La Arad. Asta, în Arad. S-a întâmplat asta, filmam a doua parte a videoclipului. Neconvenționale cele de căsătorie. Da, și la un moment dat trebuia să mai și o pauză. Am
luat o pauză și... În timpul ăsta se reglau luminile, iar noi așteptam să se reia... Colegul nostru. Nimic nu avea să anunțe o cerere de căsătorie. Da, da, nu, tot a fost spontan. Cum? Pur și simplu. Cum s-a întâmplat? Deci colegul nostru Fis a interpretat, pot să spun, o mică piesă. Așa? Ia-ți mireasă ziua bună. Era... Așa? De care te-ai legat, de înțeleg? Care, bineînțeles, am prins momentul și m-am dus la Laura, la urechea ei, și am zis, îți iei atât. Îți iei ziua bună sau nu? Și ea ți-a răspuns? Da. Rapid. Fără inene, fără inene. Cele mai convenționale în căsătorie. Și ai răspuns serios? Am răspuns foarte serios. Și ai răspuns în glumă. Inițial m-am speriat. Așa. Chiar vorbește serios? Adică cum? Să-mi iau mireasă ziua bună? Inițial m-am speriat. După care am spus, stai puțin că dacă nu răspund acum, pierd momentul. Și am zis da. După care... Dacă nu răspund acum, pierd momentul? Da, după care... S-ar putea să nu mai întrebe pe oare. După care mi-am dat seama ce am făcut. Ne-am luat în brațe, ne-am ținut strâns legați amândoi, eram într-o îmbrățișare care nu vroiam să se mai termine. Așa? Și în spatele nostru, Fisă, fredona, ia-ți mireasă ziua bună, dar nu știa altceva din tot cântecul decât ia-ți mireasă ziua bună, atâta ne-a bătut la cap. Nu să uitați o viață în momentul ăsta. Eu nu pot decât să vă doresc să fiți mereu cu zâmbetul pe buze, așa cum sunteți în seara asta, așa cum sunteți când povestiți despre istoria voastră de dragoste. Mulțumim, ai înflorit, nici nu-ți dai seama, dar ai înflorit pur și simplu de când îl iubești pe omul ăsta. Da. Și ce ne dorim este ca, deși dacă noi am gândit acest moment, povestea de dragoste, ca o surpriză pentru publicul nostru și atât, nu ca o sursă, ca un motiv de surpriză pentru protagoniști. Noi ne dorim ca darul nostru, dați-l și ca pe o glumă frumoasă și ca pe un simbol din seara asta, chiar să vă facă plăcere. Vă aducem în primul rând o carte de bucate. Ea se numește Bucătăria îndrăgostiților, rețete afrodisiace. Lumânările parfumate care vă plac și știm că aveți momente numai ale voastre și o întreagă gamă de produse de îngrijire și răsfăț pentru corpul tău, dragă Laura. Mulțumim, într-adevăr, lumânările trebuie să-i lădeați lui Cristi, pentru că el e responsabil cu mediul romantic, da? La un moment dat era să-mi iardă casă, pentru că și-a dorit să facem la petrecerea pe care am organizat-o ad hoc pentru mine. Așa. Și colegii mei la mine în apartament. Și-a exprimat dorința de a aprinde toate lumânările din casa mea. Eu nu le aprindem. Dar pentru dorința lui am zis gata, ok, hai să dăm drumul după la lumânări. După ce ți-a aprins inima, ce mai contează? A luat tot parchetul casei, da? Laura Peca se va pregăti acum pentru un moment special pus la cale cu echipa Surprize Surprize în această seară. Te las cu colegii tăi să introduceți instrumentele în scenă. În timpul acesta eu le mulțumesc pentru complicitate firmelor care ne mobilizează.